muzica de promenadă a răsunat în parcul care găzduiește Poarta Sărutului, Alea Scaunelor și Masa Tăcerii din Târgu Jiu. Concertul a fost organizat în foișorul care se află la doi pași de Calea Eroilor. Atmosfera inedită i-a surprins și pe localnicii aflați la plimbare, dar și pe turiștii care au ajuns la Târgu Jiu să vadă sculpturile lui Brâncuș. Eu întotdeauna sâmbătă când vin, merg către piață, stau pe bănci și ascult cum cântă, de frumos. Eu mă plin și fără muzică, dar este altfel, într-adevăr, este altfel. E ceva mai plăcut, mai... te invită mai des în parcul ăsta. Această muzică la acelor instrumente cântă oameni profesioniști. E extraordinar. Păcat că lumea ar trebui să se hrănească cu așa ceva. Instrumentiștii de la fanfara Armonia au vrut să le facă o surpriză celor prezenți în parc, iar vremea a fost de partea lor. Până acum nu e primul concert? Nu. Au mai fost concerte, au mai fost și întreruperi, că a fost scenariul roșu și atunci nu s-a mai putut. Concertele au fost interzise până acum în oraș din cauza scenariului roșu impus de numărul mare de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2. Acum, rata de infectare este de 0,3 cazuri la 1000 de locuitori, iar municipiul Târgu Jiu se află în scenariul verde.